Și turta lui Vlad arată într-un mare fel. Eu, din câte știu, turtele nu sunt, adică cu siguranță doamnele specialiste vor spune că ar fi trebuit să fie mai întinse și un pic mai plate pentru că se numește turtă, dar mie îmi plac foarte mult cum arată turtele lor. Le-au făcut în tava aceea pentru tort. Și din acest motiv au crescut atât de mult. Cu siguranță vor fi foarte gustoase. Atât Vlad cât și Maria și Simona se pricepe foarte bine. Sunt curioasă să vedem și gustul lor atunci când le vor rupe. Cred că o problemă va fi la Vlad și la Maria pentru că acum le-au scos din cuptor și nu vor avea timp să se răcească, dar cu siguranță vor fi foarte gustoase. Până la urmă, nu este un task cu premiu. Contează gustul, contează că le-au făcut și cam atât. Felicitări!